În această vară, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență participă cu un modul specializat de stins incendii de pădure la un proiect pilot de prepoziționare organizat de Direcția Generală Protecție Civilă Europeană și operațiuni de ajutor umanitar în vederea consolidării rezilienței autorităților elene în gestionarea acestui tip de risc. Anul trecut, în perioada de vară, Grecia a fost grav afectată de incendiile de pădure, care au produs pagube serioase. Și în prezent sunt incendii de pădure în Grecia, dar nu de amploarea celor de anul trecut, iar pentru stingerea acestora vor interveni și 28 de pompieri români. IGSU alocă pentru acest modul de prepoziționare 28 de pompieri cu 8 autospeciale, din care 3 sunt autospeciale de stins incendii pentru pădure și o cisternă de apă. Din informațiile pe care le-am până în acest moment, modulul va fi localizat în Atena. Vom avea baza de operații în Academia de Pompieri a pompierilor eleni și noi vom executa misiuni în nordul Atenei. În acest moment, grecii nu se confruntă cu incendii de pădure la fel ca anul trecut. Acest program este un program pilot al Uniunii Europene, prin care alocă un modul de prepoziționare a pompierilor din mai multe țări în Grecia. România alocă pompieri în Grecia pentru întreaga perioadă a lunii iulie, în două serii, prima serie din 1 până pe 16 iulie și a doua serie din 16 până pe 1 august. Și în 2021, pompierii români au ajutat la stingerea unor incendii din Grecia, în zona capitalei și a unei insule, iar din primul modul de intervenție din acest an fac parte și 6 pompieri hunedoreni. 6 salvatori hunedoreni au fost selectați pentru a pleca spre Grecia, alături de alți 22 de colegi din țară, cu scopul acordării de sprijin imediat în eventualitatea declanșării unor incendii majore. Anul trecut, peste 100 de pompieri militari români au acționat în nordul Atenei și în insula Evia pentru lichidarea incendiilor care au cuprins vegetația uscată și fondul forestier, dovedindu-se a fi un real ajutor pentru forțele de intervenție elene. Cei 6 pompieri hunedoreni sunt cadre a 4 detașamente din județ, fiind vorba despre locotenent colonelul Claudiu Bibart și plutonierul adjutant Ovidiu Lazăr de la Brad, plutonierii adjutanți Cosmin Croitoru și Cristinel Sărășan de la Hunedoara, plutonierul adjutant Grațian Dincșorean de la Orăștie și plutonierul adjutant șef Mircea Cofaru de la Petroșani.